Au stat 83 de zile pe mare, izolați de lume, izolați unii de alții în cabinele unui vapor și la un moment dat lipsiți de speranță. Cel puțin 70 de români au simțit ieri din nou pământ românesc sub picioare. Observatorul a urmărit povestea românilor prizonieri în larg încă de săptămâna trecută, când chiar ei ne-au cerut ajutorul să-i aducem acasă. După 3 luni și 3 zile numai pe apă. Nu mai simt pământul. Ce ați simțit când ați pășit în România? E de nedescris. O bucurie nespus de mare. Este minunat să fim aici. Timp de 83 de zile, zeci de români ancorați la câteva mile de un port din Mexic au văzut doar apă. La începutul lunii martie, autoritățile au luat decizia să trimită pe un vapor hotel peste 1200 de angajați ai mai multor nave de croazieră din zonă. În urmă cu o săptămână, într-un apel disperat, un navigator din București ne-a cerut ajutor să ajungă acasă. Nu mi s-a întâmplat niciodată, de când sunt pe mare, să stau 75 de zile în continuu. Să fii departe de familie și în momentul când ești în cameră, unde nu ai geam, unde nu ai posibilitatea să iei aer proaspăt, să ieși să vezi soarele dimineața, să auzi ciripitul unei păsări. La acel moment, deși compania angajatoare a fost alături de ei, autoritățile mexicane au refuzat debarcarea, cu toate că niciunul dintre cei 1200 de oameni de la bordul navei hotel nu s-a îmbolnăvit. Nu am intrat în contact cu absolut nimeni, nu am avut niciun caz de COVID la vapor. 4 zile mai târziu, tristețea și amărăciunea de pe fața lui Cristian s-au transformat în cel mai larg zâmbet, sub mască. Joi au fost anunțați că vor pleca acasă, Mexic, Belgrad, București. Iar așteptarea momentului s-a lăsat chiar cu cântece și glume. I am probably the only person ever to get kicked out of the church choir. Georgica, fac una. Aproape 30 de ore a durat lungul drum spre casă, dar fericirea de pe chipurile lor atunci când și-au văzut familiile a învins de departe oboseala. De-abia aștept să ajung acasă, să o văd pe mama, să o văd bunica. Îmi vin lacrimi în ochi după atâtea zile de stat pe mare și a fost foarte greu. Doar că încă nu-și poate îmbrățișa familia. Deși autoritățile nu i-au impus izolarea, Cristian a decis să-și protejeze totuși mama și bunica și să se autoizoleze măcar o săptămână până când va fi sigur că nu le pune în pericol. Mă gândesc că ți-e dor și totuși va mai trebui să mai aștepți încă o săptămână până când îi revezi. Da, este foarte greu. Mă bucur din suflet că am ajuns acasă. În timpul interviului din curtea casei, mama lui Cristian i-a auzit vocea. Am auzit bomboare și e sufletul meu. Cristian Vâlsan are 34 de ani și de 8 navighează. Chiar dacă abia s-a întors, știe că nimic nu-l va ține departe de mare. După o scurtă perioadă acasă, Cristian a decis să plece într-un nou voiaj.